Salut, Zilinca, și astăzi o să vă arăt cum fac unghiile acasă. Urmează să mi le fac. V-am întrebat chiar în ultimul clip dacă să fac asta, mi le-am arătat oricum pe Insta și pe TikTok. Toată lumea mă întreabă de unghiile mele și am zis hai să vă arăt cum le fac acasă, singurică. Aici mi le fac eu, la masă. O să vă arăt tot ce folosesc, cum le pregătesc, cum le fac. Deci, o să încep cu curățarea cuticulelor. Am acest cuticle remover. Nu știu prea bine să-l folosesc, eu pur și simplu îl aplic așa pe toate cuticulele și după folosesc un ăsta cu care împingi cuticulele, practic, să le împing și las un pic să acționeze totuși, să-și facă efectul ăsta, practic, din câte știu eu, ar trebui nu să îți facă cuticulele să dispară. Hey! Te filmezi cum îți faci unghiile? Da, cred că mai mult le moaie, nu știu exact ce face. Nu sunt profesionistă, by the way, nu am luat niciun curs sau ceva. Asta este pur și simplu din ce m-a dus pe mine capul. Așa, și vedeți, le împing, nu știu cât de bine vă dați seama. Mă rog, acum nici nu și-a făcut încă efectul bine. Folosesc și bețișoare din astea, astea poate țineți minte că le-am luat de pe Shein. Și tot așa împing și mă duc pe sub ele ca să scot tot ce e acolo. Eu prefer să fac asta decât să mi le tai. O să folosesc și forfecuța la un moment dat, dar cu mare grijă și atenție, pentru că nu vreau să-mi stric cuticulele, de-aia aveți grijă cu tăiatul cuticulelor, poate fi periculos. Mă rog, acum am folosit așa un șervețel de bucătărie să șterg excesul. O să mai împing o dată cu ăsta special și după o să mă uit așa îndeaproape să văd dacă trebuie ceva tăiat. În general tai doar ce e suficient de mare, știi? De exemplu, aici la unghia mică avem așa o din asta ieșită și o tai așa încet. Nu, și cam așa arată după ce am curățat cuticulele. Acum am soluție din asta, nu știu cum îi zice, cleaner. Scria pe sticlă și n-am văzut. Și cu un din asta o să mi le curăț, gen să fie degresate cât de cât. Și acum cu un buffer, cred că așa zice, buffer, o să îmi pilesc așa ușor unghiile să nu mai aibă luciul ăla, trebuie să aibă puțină aderență totuși înainte și de-aia fac asta, plus că în caz că a mai rămas ceva produs pe unghii de data trecută când le-am avut, așa sunt sigură că l-am dat jos. Nu știu, pare că e destul de agresiv, dar vă promit eu că nu e, gen chiar nu simt nimic și e foarte soft, de-aia bufferul nu e așa de tare ca o pilă. Dacă era să fac asta cu o pilă, durea mai tare și era mai nasol pentru unghie. Acum mi-am pus această mânușă pentru că am tatuajul pe mână. Da, mă rog, înainte să mă dau cu ce trebuie să bag la lampă, mă dau cu chestia asta care usucă. Asta nu are nevoie de lampă și după mă dau cu un gum base. Asta e bază, e transparent, e super easy să îl pun. Pur și simplu mă dau pe unghii și acum mă bag la lampă. Nu știu, până se stinge așa. Și după ce fac asta, încep cu tot procesul, dar vreau să îmi fac și mâna asta, așa că ne vedem după ce am și mâna asta pregătită ca să începem să punem tipsurile. Acum avem ambele mâini pregătite, mi-am dat jos mânușa asta că nu știu de ce mă incomoda, am și altele, o să le încerc pe altă dată, aia e acum, tatuajul nu o să moară. Urmează să aplic aceste tipsuri și aceste tipsuri sunt tipsuri din gel dizolvabile, de-aia sunt așa faine. Practic ele sunt deja din gel, se pot dizolva, adică nu trebuie să stai să le dezipești. Eu tot le dezipesc, ceea ce e prost, dar nu vă luați după mine. Le am de pe Cupio și asta e o formă nouă pe care n-am mai încercat-o. Mă rog, nu nouă, eu aveau deja, dar eu n-am mai încercat-o. E gen din ăsta balerina și ce fac înainte să le aplic? Stau să găsesc mărimile la unghii. Logic, adică stau și văd care e mărimea cea mai potrivită. Dacă e un pic mai mare sau mai mic, încerc alta. Pot să le pilesc puțin, să le duc la forma unghii. Ideea că trebuie să intre fix, gen, dintr-o parte în alta unghii, să acopere părțile unghii, cam asta e ideea. Stau așa, le aleg, văd care e care, ca să le am după în fața mea, să pot să le aplic ușor. Aplicarea e un pic mai grea, dar nu e așa grea, adică de-aia mă descurc să fac asta acasă. Bun, și le-am aici în ordine, nu știu dacă voi le vedeți, dar le pun mică, inelar, gen le pun fix cum sunt degetele de la mână. O să fac asta și pe partea asta aici, pentru că nu coincid mărimile, să nu credeți că dacă gata ți-ai măsurat o mână și la cealaltă o să fie la fel, pentru că
Nu prea e ăsta cazul. No, bun. Gata, le avem. Urmează aplicarea. O să vă arăt cum îmi pun o unghie. Și ăsta e gelul special pentru aceste tipsuri. Da, gel pentru montare tipsurilor. Eu l-am găsit pe site odată ce am găsit și tipsurile. Ce nu-mi place la ele e că e foarte mică cantitatea. Mă rog, nici nu vedeți. E transparent. Gelul ăsta, efectiv, e super gumos. Zici că, nu știu, nu e așa lichid. La modul, uite, eu când îl aplic folosesc fix chestia asta de cuticule, am curățat-o un pic înainte. Și iau cantitatea așa, gen, iau cu partea asta, o ridic. Vedeți și voi cum se comportă acest gel. Mă rog, ăsta e tot ce mi-a rămas aici. Mai am o cutie, though. Nu-i stres. Uitați-vă și voi, e super gumos, gen, iei pe site, îți spun că poți să-l iei inclusiv cu mâna să faci gen o biluță și să o aplici pe unghie. În schimb, eu în general folosesc fix chestia asta, dar acum pentru că e așa puțin gel o să-mi folosesc și eu mâinile cât de cât. Eu pun bila pe unghia falsă, ele sunt deja prepilite, dacă aveți alte tipsuri care nu sunt pilite cum e asta, vedeți că are deja forma aici înăuntru, trebuie să vi le piliți, că altfel nu o să se prinde niciun gel de ele, da? Sunt deja prepilite. Și după cu partea asta eu aplatizez așa fix pe partea asta unghiei, o să vină pe unghia mea. Aplatizez gelul, uite, mai iau puțin. Da, iau puțin câte puțin, că dacă pui prea mult, după o să iasă pe lângă unghie, poate, și o să arate ciudat. Da, sperăm să fie cantitatea ok. Nu știu, eu am descoperit acest hack cu treaba asta, să apăs așa, după nu știu câte ori de cât am încercat să mi le fac eu singură și, nu știu, îmi ușurează, îmi face treaba să pară să fie mult mai simplă. Și acum, cum am așa tipsul cu gelul în el, mă duc pe deget, mă duc un pic mai în față așa de cuticulă și apăs, că vedeți, încerc să nu prind bule de aer înăuntru. Și apăs așa încet, vedeți? Practic, acum tipsul stă, ce ai putea să-l bagi la lampă, lampa mare. Dar eu folosesc asta mică ca să fac un mic pic flash cure, știi, să gen să se lipească, se întărească puțin înainte să o bag la lampa mare. Îi dau așa drumul și țin apăsat așa pe tips ca să fie apăsat, mai apăs un pic pe el, nu știu dacă se vede ce fac și o țin așa puțin aici, nu o țin până se vindecă, că oricum nu se vindecă cum trebuie la asta mic. Și cam așa fac, doar puțin cât să fie, dar nici nu trag de aia și după îmi fac restul unghiilor și după le bag la lampa mare. De aia să vă arăt acum cum mai fac o unghie. Da, cam asta e schema în mare. Nu mi se pare așa greu, de-aia am reușit să mi le fac acasă. Plus că gel, tipsurile astea fiind din gel și lipindu-le cu gel, de-aia și rezistă mai mult și mi se pare că și arată mai bine decât tipsurile alea din plastic pe care le lipești tu cu lipici sau unghiile alea deja făcute, știi, tipsuri, opa, ce-am făcut? Tipsuri din alea reutilizabile, cum se zice, deși alea mi se pare că arată groaznic să le porci și să le reporți. Nu, și cam asta e. Vedeți cât de ușor mi-a fost să-mi pun unghia aia? Mai mult durează prepul dinainte, pentru că ăla este super, super important ca să fii tu sigură că, bă, nu o să-ți cadă unghia de pe deget. Stați că mai e atât de puțin gel încât mă chinui să-l scot. Abia aștept să desfac aia nouă de gel. Nu mai zic, nu știu eu, dacă vă întrebați de ce îmi fac unghiile acasă în loc să mă duc la salon, că... Păi eu una am rod unghiile, de când mă știu, rodeam inclusiv construcția cu gel, aveam construcții cu gel și mi le rodeam. Mă simțeam super prost din cauza asta. Și mă duceam acolo să-mi fac unghiile, mă întorceam cu ele roase, na, mi le refăceau, dar eu mereu mă simțeam vinovată că le-am stricat munca, practic. Și acum nu mai simt prost, pentru că mi le fac eu și pe lângă asta nu mai zic că, culmea, nici nu mai pot să le rod pe astea, pentru că sunt cum îs, nu știu, alea puteam, găseam eu cale să le rod, dar pe astea chiar mi-e greu să le rod. Mă rog, dacă mă chinui pot, dar nu mai-mi vine, sincer. Ok, am terminat cu unghiile, așa arată pe ambele mâini, nu durează așa mult, chiar nu durează mult. Acum, nu, eu nu le mai schimb forma pentru că au deja forma asta, adică ce aș mai vrea să schimb la ele. Pur și simplu, nu știu dacă observați aici în vârf, au gen, nu știu, de la plastic sau gel sau nu știu, au așa niște bucățele rămase de gel, nu de la aplicarea mea, așa vin ele din fabrică, așa că foarte ușor o să pilesc partea de sus, așa că mai întâi le pilesc așa în vârf ca să
nu mai fie agățătoare, efectiv chestia aia agață și e enervantă, așa că foarte ușor, fără să le scurtez sau ceva, pentru că, repet, nu îmi doresc asta. Verific, le simt, să văd dacă mai e nevoie să pilez sau nu. Uitați, pe unghia asta se vede destul de bine aici, vârful ăla care atârnă așa. De ăla stau și scap. Voi, dacă vreți să le schimbați forma și vă pricepeți, ok, deși eu una fix de-aia aleg să-mi fac unghiile cu tipsurile astea, pentru că au forma deja făcută și nu mai trebuie să stau eu să mă chinui, că să faci o formă, să dai o formă la unghii e foarte greu, indiferent dacă sunt tipsuri, dacă e gel, dacă sunt unghiile tale naturale, este foarte greu. Așa arată și se simt tipsurile, mă rog, voi nu puteți să le simțiți, dar ideea e că se simt ok. Și acum o să iau din nou bufferul, pentru că nas, lucioase. Și am nevoie să fie mate, să fie abrazive, cred că ăsta e cuvântul. Așa că le pilesc până când nu mai sunt așa shiny, ca să pot să aplic oja. Deci da, acum stau și fac asta așa pe toate unghiile. Le pilesc pe toate părțile, ca să știu că o să se prindă oja aia, să nu mă trezesc că nu prinde. Cam așa arată și stau și fac asta cu toate. Deci ne vedem după ce le-am pilit, pentru că n-are sens să vă arăt cum le pilez pe toate, logic. M-am întors, avem unghiile pilite. Stați să pornim și cealaltă cameră, de fapt. Hai de cap, n-am. Gata, m-am întors cu unghiile pilite. Acum o să mai aplic o dată chestia asta ca să le usuce înainte să încep să aplic oja. Și acum folosesc această ojă, e one step, adică nu am nevoie să pun bază înainte. Și nuanța asta, dacă sunteți curioși, pentru că e foarte frumoasă, e beige de neige. Vedeți aici ce scrie, nu știu să pronunț cum trebuie, aia e. O să dau cel mai probabil două straturi, dar mai întâi vă arăt primul. Mă rog, acum doar le fac. Mă rog, și un strat arată bine, dar cu două o să arate perfect. Acum dau pe toate unghiile și după o să le bag la lampă, o să dau și pe cealaltă mână, adică acum partea asta e partea ușoară, știți, am trecut de ce era mai greu, partea asta e easy peasy. Doamne, culmea că eu acum îmi fac mâna stângă, da, deci îmi folosesc mâna dreaptă, eu sunt dreptace, dar mă chinui mai tare pentru că încerc să se vadă bine pe video. Așa arată primul strat, o să le bag la lampă, nu mi-am făcut încă degetul mare pentru că pe ăsta îmi place să-l țin așa ca să fiu sigură că se usucă oja cum trebuie. Dar ați înțeles, ăsta e primul strat, o să-mi fac și mâna asta. O să vă arăt cum arată după ce am dat două straturi, că atunci arată absolut genial. Așa arată unghiile, să se numească la o parte, așa arată. Cum aș putea să mă dau cu top coat-ul ăsta, dar pentru că oja e one step, parcă îmi vine să le las așa. Le-am și curățat puțin, am mai dat cu pila pe lângă ca să, pe unde rămase ojă. Very, very pretty. Sincer, îmi vine să fac un model nebun, gen, stați să vă arăt. Îmi vine să fac ceva de genul ăsta, așa cu pietre micuțe, dar ar dura foarte, foarte mult în secunda asta, așa că pot să fac altă dată. Da, cam așa arată unghiile mele, așa îmi fac eu unghiile acasă. De-aia vă las să vă mai uitați o dată aici de aproape să vedeți cum arată. Ca idee, sunt tari, sunt bine lipite, nu se ridică, nu se mișcă, nu nimic. Iar eu așa arăt cu ele. Bă, forma asta chiar e faină. E fain că am găsit și forma asta să nu fiu mereu cu aceeași formă, dar hei! Dar cam asta a fost tot. Eu sper că v-a plăcut și v-a ajutat sau habar n-am. M-ați întrebat cum le fac, v-am arătat, sper că ați înțeles ceva. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult și mai să vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și ne revedem data viitoare. Pup, pup!